Încălzirea trebuie privită ca o componentă majoră, partea unui mecanism complex, fără de care acesta nu ar funcționa la parametri optimi. Prin încălzire evităm accidentările și îmbunătățim performanțele individuale. Încălzirea. Încălzirea este cea mai importantă parte a antrenamentului. Practic este și cea mai îndelungată, pentru că o încălzire durează 10 minute, iar antrenamentul cu totul ar trebui să dureze în jur de 45 de minute. Da? Avem chiar și pe Luiza aici. Luiza, care... instructorul nostru, da, ne va arăta așa în mare cam despre ce este vorba. Încălzirea aceasta, care încălzirea e extrem de importantă. Este și de important. Ce, să ne explicați dumneavoastră de ce e important. De ce? Pentru că atunci când nu ne facem o încălzire bună pe tendoane, pe încheieturi, chiar să ridicăm puțin așa pulsul pentru a intra în starea de bine a antrenamentului, ne putem accidenta. Jogging, step, săritul coardei, mersul dinamic pe o suprafață înclinată sau bicicleta sunt unele din tipurile de încălzire generale care vizează tot corpul și măresc temperatura acestuia, pregătind organismul pentru exerciții și mișcări mai complexe. Prin mișcare, prin efortul fizic pe care îl faci, mușchiul se distruge pentru a putea fi construit. Deci nimic în lumea asta nu... Știi cum e? Legea compensării. Da? Distrugi, construiești. Distrugi, nu construiești. Că n-ai de ce să construiești. Da? Exact același lucru se întâmplă și aici. Pentru a construi, întâi trebuie să distrugi. Deci trebuie să ai un lucru mecanic în sală, susținut, corect. După care îți construiești masa musculară. De-abia după antrenament, când te duci acasă, te alimentezi într-un mod corect. Stretchingul static trebuie să conțină mișcări care să încălzească spatele, gâtul, brațele, pieptul, fesierii, tibiile, inghinalii și coapsele. Ligamentele și articulațiile se pot încălzi începând de jos în sus, de la degetele de la picioare până la degetele mâinilor sau invers.